decizia Partidului Democrat de a boicota referendumul național din 29 iulie și cu anunțul pe care cu semnitate că se va întoarce la Cotroceni, indiferent de rezultatul acestui referent. Practic, Traian Băsescu și Partidul Democrat au recunoscut ieri că nu mai au nicio șansă de a obține voturile, încrederea românilor și că singura modalitate prin care pot păstra scaunul și privilegiile referente este una de ordin procedural. Practic, au recunoscut că au pierdut bătălia pentru a-i convinge pe majoritatea din România. De ce spune responsabilitate? Că aceasta este adevărata victorie, pentru că doar așa poate fi devenită o situație în care o minoritate dorește să conducă împotriva unei majorități. Majoritățile erau bune pentru Traian Băsescu atunci când avea, majoritățile nu mai sunt bune acum când românii doresc să ajungă să plece în funcția. Dorim de asemenea să atragem atenția asupra unei teze extrem de periculoase pe care Partidul Democrat, prin reprezentanții săi, încearcă să o introducă în dezbaterea mea. Anume că, vezi, Doamne, cei care nu se prezintă la vot ar alcătui în fel de majoritatea celor dezinteresați de tema de interpretare abuzivă, o interpretare care contrazice atât chiar decizia Curții Constituționale prin care s-a recomandat un prag de 50% plus 1, considerându-se că participarea la referendum e în totuși o obligație cetățenească, o interpretare care contrazice și practica internațională, dispensă Comisia de la Venezia și recomandările ei, care arată că cei care nu se prezintă nu pot fi incorporați, îngropați și asociați celor care urmează împotriva. De fapt, această interpretare abuzivă încearcă să asume o realitate. Anume că ceea ce se propune este conducerea de către o minoritate agresivă împotriva opțiunilor unei majorități. Uniunea Social Liberală face apel la toți cetățenii de bună credință, indiferent de opțiunile lor politice, să participe la acest referendum național, avertizând că artificii de tip procedural nu se pot substitui votului majorității populației și cu asemenea încercare va antrena România într-o criză politică fără precedent cu consecințe asupra vieții cu fiecare cetățean. Astăzi, Curtea de Apel discută cazul Adrian Năstase. Credeți că o soluție în oricare dintre ele ar putea avea efecte electorale cu o soluție în acest caz? Cred că, potriva propagandei de-a dreptul nesimțite pe care PNL a făcut-o, am văzut afișe cu Adrian Năstase de oraș, opinia publică nu mai asociază problemele de natură personală pe care Adrian Năstase le are cu demersurile politice doar în mintea PD-ului există tema Adrian Năstase. Și în mine de declarare la
ipocrizie. Domnului Dreapă, în mod evident, strategia de boicot a referendumului a fost decisă de Dreapă Băsescu împreună, tocmai pentru că Dreapă Băsescu știe că va pierde fără drept de apel referendumul național. Și mai ales în ce măsură s-a schimbat strategia Unii Social Liberale pentru acest referendum după anunțul Democratelor Liberalilor de ieri? Ieri, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu vorbea despre necesitatea unei mai bune organizări și a unei mobilizări mai mari. Vom conta fără îndoială pe elementele care țin de organizare și de mobilizare, însă facem apel la bunul simț al oamenilor care trebuie să decidă în ce măsură doresc ca o minoritate agresivă și coruptă să mai exercite conducerea statului împotriva poliției. Cred că va fi o surpriză.